Înainte să intrăm în textul Evangheliei, aș vrea să vă invit să ne uităm la o imagine. Și pentru cei care sunteți acasă, poate vă opriți din ce faceți și reușiți să vă uitați un pic la ecran. Ce avem aici? Avem aranjarea tacâmurilor, așa cum puțin dintre noi o facem astăzi după biserică, nu-i așa? Dacă cineva o face, vreau să știu că vreau să vin și eu. Ideea este că avem în față aranjarea tacâmurilor așa cum poate o facem la Nunț, poate o facem la Crăciun, la Paște, la o, un eveniment în familie. Însă ceea ce îmi spune mie când mă așez la o masă unde văd tacâmurile așezate așa, este următorul lucru. Ai grijă cât mănânci din aperitiv că mai urmează. Da? Ai grijă cât mănânci din felul 2 că mai urmează. De unde știu asta? Farfurioara cea mică de acolo, din stânga imaginii, cu cuțitul peste, mi arată că încep prin a primi o chiflă, poate caldă, pe care voi pune un pic de unt cu sare, deja salivați, nu-i așa? Mai un pic, mai un pic și ajungem acasă. După aceea urmează tacâmurile și observați că avem pentru aperitiv, apoi avem pentru supă și apoi avem pentru felul 2 și încă un detaliu este că deasupra farfuriilor avem acolo două tacâmuri, o furculiță mai mică și o linguriță mai mică. Cu alte cuvinte, va fi și un desert generos. Problema este că, două lucruri, deseori când abordăm venitul la biserică, credința creștină, studiul cuvântului Dumnezeu, ne oprim la aperitiv. Nu că ne-am săturat din aperitiv, ci pentru că nu ne uităm cu băgare de seamă la ce urmează. Și doi, Evanghelia 4, capitolul 4 din Marcu, este ca și așezatul la masă. Este un meniu întreg. Și fiecare secțiune de text este încă un fel pe care îl mâncăm. Felul principal fiind undeva mai spre mijlocul capitolului și nu la început. Cu lentila asta aș vrea să ne uităm la text în dimineața asta. Și înainte să începem să ne uităm în text, v-aș pune niște întrebări. Întrebări la care sper eu că textul dimineața asta răspunde. Și anume, cum auzim noi Evanghelia? Cât suntem noi de pregătiți atunci când venim să auzim Evanghelia? De ce anumiți oameni când aud Evanghelia răspund și alții nu răspund? Aceiași oameni, aceiași oameni în fața ta și unii răspund, alții nu răspund. Apoi, de ce după ce răspund, lucrul ăsta se vede în viața unora, dar e absent în viața altora, de ce după ani de zile de ascultat, ani de zile de venit la biserică, ani de zile de procesat, predică după predică, nu se vede nimic. Unde sunt unii pe care i-am văzut lângă noi în biserică o bună vreme de timp? Și astăzi sunt oriunde, dar nu în biserică. De ce nu sunt aici? Marcu. 4 cu 1 și vă invit să deschideți Biblia, o să aveți textul în fața dumneavoastră, dar vă ajută să aveți cuvântul deschis în fața voastră, poate chiar vreți să luați niște notițe. 4 cu 1, zice așa, Iisus a început iarăși să învețe pe norod, lâng pe norod lângă mare, fiindcă s-a adunase foarte mult norod și observați deja că se repete norod, norod, norod. El s-a suit și a așezat într-o corabie pe mare, iar tot norodul să a pe țărm lângă mare. Cu alte cuvinte, primul verset pe care îl citesc îmi aduce în față prezența unui norod și oarecum repetiția asta obsesivă a prezenței norodului, prezența mulțimii, este cu un scop lăsat acolo. De ce trebuie să vedem norodul acela foarte mare? Păi, în primul rând, nu orice norod este biserică și nu orice biserică este norod. Oamenii care se strâng cu un scop aparent religios. Nu se strâng toți cu aceeași motivație. Motivațiile celor prezenți acolo erau diferite. Motivațiile celor ce le urmează pe Iisus sunt diferite și nu toate motivațiile duc la mântuire. Atenție! Am auzit o întâmplare de pe vremea Ciuoșescu care, cu care unii s-ar putea să fiți familiari, fie că ne ascultați aici în sală sau acasă, despre un rând, da, sport național, statul la coadă. Și era o coadă bine, bine, bine întinsă și la un moment dat apare ultimul sosit și îl vede pe ultimul din rând și zice Ce se dă aici? Nu știu, dar am văzut că e coada așa mare, m-am pus și eu. Merge la următorul, de ce stai la rând? Nu știu, dar am văzut ce mare e rândul, m-am pus și eu. Și ia la rând pe fiecare participant la coada asta, până ajunge la primul și pe primul îl întreabă Omule, de ce stai la rând? Ce, fii atent, eu am lucrat de noapte, când am ajuns aici, m-am sprijinit un pic să mă odihnesc, când am deschis ochii, era rând în spatele meu. Și bine, bine, dar du acasă. Deci cum să mă duc acum acasă? Sunt primul. Cam așa și cu oamenii ăștia care pare că îl urmează pe Isus. Pentru că acolo unde sunt mulți oameni, vor fi și mai mulți oameni. Acolo unde vin mulți tineri, vor fi și mai mulți tineri. Acolo unde e spectacolul, va fi și mai mult spectacol. Dar deci nu toți oamenii prezenți în preajma lui Isus îl urmează pe Isus. Matei răspunde mai mult la acest lucru. Matei relatează pilda asemănătorului, însă o introduce un pic mai elaborat. Marcu scrie mai condensat, Marcu e mai atent un pic la fiecare detaliu și cum sunt așezate lucrurile în text, însă Matei este mai generos cu informațiile astea, de aia vă invit în Matei 11 și în Matei 11 vedem parte din motivațiile pentru care oamenii îl urmează pe Isus. În primul rând, Matei 11 cu 28, îl avem pe Isus care spune norodului, veniți la mine toți cei trudici împovărați, eu vă voi da o dihnă. Cum să nu urmezi pe Isus când îmi promite așa ceva? Apoi, după, în capitolul 12, tot în Matei, urmează o succesiune de dialoguri și întâmplări care arată de fapt încotro merge pilda. Și anume, în Matei 12, în prima parte, îi avem pe ucenici cu Iisus umblând prin lanul de grâu, culegând spice pentru ei în timpul sabatului. Și acolo există o dezbatere între Iisus și farisei și ucenici. Iisus spunând, o, dacă ați fi știu voi. Cu alte cuvinte, deja introduce ideea înțelegerii. Puțin mai acolo, Iisus îl vindecă pe un om cu mâna uscată și apoi vedem în Matei 7 cu 15 că după el au mers multe noroade. De ce? Pentru că el a tămăduit pe toți bolnavii. Așadar, oamenii se strâng și îl urmează. Și Matei 12 se arată că martorii aceia care îl urmau pe Iisus sunt martori a unei creșteri constante a admirației pentru el. Însă mulțimea poate să fie fascinantă și fascinată. Totuși, nu toți îl urmau pe Isus ca să fie mântuiți. Gândiți-vă că din toate mulțimile acelea, cei care erau credincioși cu adevărat, erau 12. După înviere erau 500. Deci nu tot norodul îl urmărește pe Isus cu aceeași intensitate și cu aceeași motivație. Oamenii îl urmăreau pe Isus, dar nu îl urmau pe Isus. E o mare diferență. Și ce mi se pare mie trist este că poți să fii expus persoanei sale și totuși să nu-ți asumi un angajament față de persoana respectivă. Prefer să păstrez distanța. Admir de pe margine. Mă duc, dar nu-mi iau angajamentul. În acest context vine pilda aceasta asemănătorului. A au unei mulțimi neangajate, a unei mulțimi mari, dar împărțită. Da? Așa să citim mai departe textul. Hai să vedem în versetul 2. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde. Și în învățătura pe care le-o dădea, le spunea, ascultați! Ascultați! Iată semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna o parte din sămânță a căzut lângă drum, au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde nu avea mult pământ, a răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea cine s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut, au unecat-o și n-a dat rod. O altă parte însă a căzut în pământ bun, a dat rod care se înălța și creștea. Și au dus una 30, alta 60 și alta 100. Asta e pilda. Atâta. Ce urmează după este explicația ei. Însă oamenii, mulțimea, norodul, toți ceilalți, ascultau pilda. Asta este ce au ascultat ei. Și observați cu ce începe. Cu ascultați. Ascultați! Și acest ascultat se repetă în Marcu, în relatarea din Marcu, de 10 ori. Cu alte cuvinte, pilda este despre ascultare. Pilda este despre cel care primește ce are Isus să ofere, și anume cuvântul. Apoi gândiți-vă că practic relatează un episod obișnuit din viața unui Israel agrar. Un om seamănă, oarecum neglijent sămânța, da? o aruncă, oarecum neglijent, pentru că nu toată sămânța ajunge acolo unde poate să dea rod. Însă observați, vă rog că accentul cade nu atât pe enormitatea pierderii de semințe, ci mai degrabă pe enormitatea recoltei. Mult peste orice fel de așteptare. De ce enormitatea recoltei? Pentru că într-un stat agrar, într-o cultură agrară a secolului I, în cele mai bune cazuri, o sămânță aducea maxim de șapte ori mai mult decât era pus în pământ. Și când vine Isus și oferă pilda asta, S-ar putea să fi atras de neglijența semănătorului, aparența neglijența asemănătorului, dar șocul este în a spune că o sămânță a adus de 30, de 60, de 100 de ori. Și apoi a zis, cine are urechi de auzit să audă. Acum s-ar putea să fi, fost, să fi fost cei care au studiat textul ăsta înainte, să fi fost puși pe gânduri. Ce-o fi vrut să zică? Ce-o fi vrut să zic că cine are urechi de auzit, să audă și eu și văd degetul ăsta, care face așa. Eu am crescut împreună cu, -ă, cu ,ă, vrișorii mei la bunica mea, la țară. Se întâmpla, nu știm cine, să facă o prostie, nici bunica nu știa cine, ne strângea pe toți, ne spunea v-am zis să nu, cine are urechi de auzit să asculte. Ghiciți cine trebuia să audă. Eu, care am făcut cu tare prostie. Cu alte cuvinte, când venea și îmi spunea cine are urech de auzit să audă, această expresie care apare de opt ori în Noul Testament și apare de două ori în textul Vechiului Testament, această expresie poate să fie un apel la ascultare, ascultă, dar poate să fie o atenționare la judecată. Pentru că pe baza a ceea ce auzi, vei fi judecat. Cu alte cuvinte, cine are urech de auzit să asculte este în două direcții direcționat. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Marcul 4 cu 10. Când a fost singur, dar observați, că pilda este relatată în mulțimii, dar când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. Matei folosește mult mai direct această afirmație, Matei 13 cu 10 și spune de ce le vorbești în pilde? Acum, ca să înțelegem întrebarea, trebuie să vedem cum funcționează întrebările. S-ar putea ca unii dintre soți și soții să înțeleagă un pic mai bine um, analogia. De ce? Pentru că se întâmplă tu, bărbat, să vrei să ieși din casă și soția să spună o întrebare. N-ai de gând să ieși cu cămașa din casă, așa-i? Asta e o întrebare sau nu? Nu e o întrebare, e un verdict. Nu e o întrebare, e un verdict de modă, dacă vreți. În loc să spună nu ești așa din casă, te face să crezi că ai și tu un ultim cuvânt de spus. Este o invitație. Ai dreptate, draga mea. Așadar, ucenicii nu l întreabă pe Iisus de ce le vorbești în pilde, ci ucenicii îi spun lui Iisus, Doamne, spune-le direct ce ai să le spui. De ce le spui în pilde ce poți să le spui direct? Și anume că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Doamne, ai ratat șansa momentul de a-ți declara divinitatea. De ce le vorbești în pilde? Vă a zis Isus, versetul 11, vă va fost, va fost dat să cunoaște staina împărățirii lui Dumnezeu. Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, vouă, cine sunt vouă? Ucenicii, da? Ucenicii, nu-i mulțimea, nu-i norodul. Vouă, ucenicilor, va fost dat să înțelegeți, să cunoașteți staina împărățirii lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, adică mulțimea aceea, toate lucrurile sunt fățișate în pilde. Pentru că, măcar pe, că privesc, să privească și să nu vadă, măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Acum, s-ar putea să înțelegem mult mai bine afirmația lui Isus dacă ne uităm să vedem ce citează El. Pentru că El citează ceea ce Isaia spune mai devreme, în Isaia 6 cu 9. Și în Isaia 6 cu 9 spune așa. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, un popor care nu mai vrea să creadă. Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, făltare de urechi și astupă ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile și să nu înțeleagă cu inima. Cu alte cuvinte, noi trecem dincolo de simțurile, văz și auz, și ceea ce auzim și vedem trebuie să ajungă undeva mai jos decât gât. să fie înțeles cu inima. De ce să nu înțeleagă cu inima? Pentru că atunci s-ar întoarce la mine și ar fi tămăduit. Cu alte cuvinte, cine are de auzit să audă, este o chemare la ascultare și o atenționare despre judecată. Celor mulți le spune, cine are de auzit, cine are urechi de auzit să audă, celor puțini le spune, vă a fost dat să cunoașteți taina în lui Dumnezeu. De aceea, în Isaia 6, citarea aceea esențială celor de afară este importantă pentru că lor li se interzice astfel șansa de a înțelege secretele împărăției atât timp cât continuă în necredința lor. Deci, la urma urmei este lipsa credinței care e judecată. Cu alte cuvinte, prezența lui Isus este în același timp și o descoperire, dar și o judecată. Și urmează să explice răspunsul ăsta. Urmează să se explice exact prin explicarea pildei și de la versetul 13 este explicarea pildei. Hai să citim împreună. El a mai zis, nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul. Dar, după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care aud cuvântul și când îl aud, îl primesc dată cu bucurie. Și noi experimentăm lucrurile astea, le vedem în jurul nostru. Dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine? Cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului? Se leapă dândată de, de el. Necaz din pricina cuvântului. Atenție! Nu orice necaz e prigoană. Alții sunt învățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar nevălesc în ei grijile lumii, în bogăților și poftele altor lucruri, care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Apoi sunt, alții apoi sunt învățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac rod. Unul 30, asta e partea șocantă, altul 60 și altul 100. Acum, ca să înțelegem exprimarea asta, ca să înțelegem explicația pildei, aș vrea să ținem minte câteva lucruri. În primul rând, țineți minte că pilda este critică pentru noi, pentru că funcționează ca un tipar ca să înțelegem cum răspund oamenii la Evanghelie și de ce răspund așa cum răspund la Evanghelie. Doi, pilda nu este despre semănător. Un singur lucru știm despre semănător, că iese și seamănă cuvântul. Pilda nu este despre sămânță. Nu ni se spune nimic despre sămânță decât că este semănată. Așadar, pilda este despre următorul element din pildă, și anume despre pământ. Vorbim despre sol, despre în ce pământ ajunge sămânța care este semănată de semănător. Cu alte cuvinte, această pildă ne arată cum vor răspunde oamenii care sunt identificați cu solul în care ajunge Evanghelia. Pilda asta este specială, este specială pentru că este una dintre foarte puținele pilde care este rostită și apoi explicată însuși de cel ce o rostește. În al cincilea rând, în toate trei relatările, Matei, Marcu, Luca, în toate cheia este auzul. În Marcu, verbul a auzi, couien, a este de 13 ori relatat. În Matei este de 15 ori, în Luca de 9 ori. Însă la sfârșitul relatărilor, și ar fi frumos să citiți armonia asta a Evanghelilor, să vedeți cum merg în paralel, Marcu te întreabă la sfârșit, auzi tu cu adevărat mesajul lui Isus? Pe când Matei te întreabă un pic mai altfel și anume, chiar înțelegi tu în inima ta mesajul lui Isus? Și acum, ca să înțelegem cum funcționează capitolul, pentru că l-am citit pe tot, îl avem pe tot în fața noastră, trebuie să ne uităm un pic la structura pe care o alege Marcu. O, stru o structură foarte specifică. Și uitați-vă, vă la următorul slide. Ăsta e important să-l vedeți. Ceea ce folosește Marco aici este un procedeu stilistic literar foarte, foarte delicat de înțeles, însă este unul lucrat și muncit. El nu se pune și relatează ceva ca pe o poveste, ci o construiește într-un mod specific ca să înțelegem importanța a ceea ce spune când spune. Și anume, ceea ce avem noi aici este un chiasm, așa se numește. Un chiasm în, în șapte elemente. Și anume, uitați-vă să vedeți că prima parte, 4 1 cu 2, merge în paralel cu concluziile 33-34. După aceea mergem mai departe și avem următoarea în paranteză, pilda semănătorului, la început, relatarea pildei și la sfârșit niște pilde despre semințe, practic în același areal agrar. După aceea mergem mai departe și vedem că avem afirmații generale despre scopul pildelor, care merge în paralel cu afirmații generale aplicate pildelor. Ca în centru, practic, greutatea învățăturii lui sus vorbirii lui Isus din Marcu 4 să fie interpretarea pildei semănătorului. Cu alte cuvinte, ce urmează să citim vine să sprijine ceea ce am citit deja. Punctul culminant și explicat este acesta. Explicația pildei. Așadar, hai să vedem. 1. Semănătorul seamănă cuvântul. Pare redundant, așa -i? Am înțeles asta, semnătorul seamănă cuvântul. Dar nu e redundant. De ce? Pentru că fără el nu avem recoltă. Fără ca cineva să semene cuvântul, fără ca cineva să semene sămânța, noi nu putem să așteptăm recolta care are loc în viitor. Semânarea este o activitate care condiționează prezența recoltei. Noi nu ne uităm doar la semânare, ci ne uităm la punctul culminant al explicării pildei, care este recolta. Cu alte cuvinte, accesul în Împărăția lui Dumnezeu se face doar pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, care trebuie să fie predicat de către semănător, trebuie să fie ascultat de către ascultător, pentru că altfel nu avem nicio altă alternativă pentru intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Hai să mergem mai aproape de biserică. Hai să mergem mai aproape de zilele noastre. Indiferent ce activități facem noi ca și biserică, cu familii, cu comunitate, cu grupuri mici, nimic, absolut nimic nu poate să înlocuiască ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Nimic nu poate să înlocuiască cuvântul lui Dumnezeu. Orice activități facem în și pe lângă biserică, foarte bune, motivația s-ar putea să fie genială, motivația corectă. Totuși, fără predicare cuvântul Dumnezeu, fără predicarea cuvântului Dumnezeu, nu putem avea pretenția că oamenii se vor pocăi. Pentru că intrarea în împărăția lui Dumnezeu se face prin credință, doar în urma pocăinței. Mă bucur de câte ori văd sala asta plină de tineri la concert. Genial! Și astea au fost incredibilă aici. Totuși, fără predicarea cuvântului Dumnezeu, muzica nu produce pocăință. Produce sentimente, produce o stare de bine, dar nu produce pocăință. Fără predicarea cuvântului Dumnezeu, nu putem avea pretenția că oamenii se vor pocăi. Într-al doilea rând, ce sunt de aici, cei înfățișați prin sămânța căzută, lângă drum, în locurile stâncoase, între spini, în pământ bun, suntem noi. Suntem cei ce primim cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul este predicat. Trăim într-o cultură, într-un oraș în care cuvântul se predică. Este auzit, ascultat, însă răspunsul e diferit. Pentru unii vine satana și există o bătălie spirituală pentru cei care răspund cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e realitatea. Pentru unii îl primesc cu bucurie și vedem, vedem, vedem un foc efectiv. Oamenii sunt pasionați de ceea ce aud și produce un oarecare rezultat și după aceea dispar. De ce? Fiindcă pământul ăla n-a fost bun. Interesant cum zice că alții aud cuvântul, dar ne vălesc în ei grijile lumii. Și câți dintre dumneavoastră nu stați acum aici, ascultați cuvântul lui Dumnezeu predicat și în mod obsesiv compulsiv puneți mâna pe buzunar și vă un pic la telefon. Și deja vă gândiți la ce urmează să faceți mâine. Și deja vă gândiți la traficul în care o să stați încă o dată. Și deja vândiți la rata care mai trebuie încă o dată plătită. Și deja vă gândiți la boala pentru care încă nu aveți un tratament. Și astea sunt grijile lumii și trăim cu ele, sunt normale, sunt prezente. Pe de alții, înșel, alții sunt înșelați de bogății. Și mulți dintre noi identificăm bogăția cu bunătatea lui Dumnezeu. Și foarte bine că facem asta, fiindcă de aia le avem, pentru că Dumnezeu binecuvintează. Însă pe mulți bunătatea îndeamnă la pocăință și uită că pe alții nu. Și alții au parte de poftele acelor lucruri care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Cu alte cuvinte, cuvântul a fost semănat, dar ceva se întâmplă în viața ta care sapă acolo, lângă sămânță și sămânța nu mai de rod. Observați în cele din urmă că sămânța este aruncată, ajunge în sol, însă de calitatea solului depinde cantitatea recoltei. Fertilitatea solului nu depinde de abilitatea predicatorului. Atenție! Fertilitatea, ce ai pregătit tu, ce ai adus aici ca să intre cuvântul Dumnezeu, nu ține de cel care predică cuvântul Dumnezeu. Fertilitatea spirituală a ascultătorului nu depinde de darul evangelistului. Și când vezi că unul aduce ro 30, 60, 100. Toate acestea nu țin de evangelist. Toate acestea nu țin de cel care vine și predică aici, ci toate acestea țin de puterea supranaturală a lui Dumnezeu și a cuvântului care este cuvântul lui Dumnezeu. De aia e șocul ăla al imaginii cu recolta aia enormă, fiindcă nu ține de abilitatea semănătorului. Există un predicator care zice că sămânța asta care intră Într-un sol ne descrie pe noi care ne aflăm între două legi. Există două legi, fiecare credincios este supus fie legii asimilării spirituale consecvente, fie legii atrofiei spirituale progresive. Hai să traducem. Legea asimilării spirituale consecvente. Vin, ascult îmi însușesc, mă duc, aprofundez, mă rog, postesc. Acea chemare pe care am auzit-o la sfârșitul predicii, o duc acasă și nu uit de ea. Și mă pun la masă, la prânz și zic, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai vorbit astăzi. Și mâine, după masă, când mă duc acasă, mă gândesc la ce mi-a vorbit Dumnezeu ieri. Și stau și mă gândesc, oare am trăit astăzi ce am auzit ieri? Miercuri mă gândesc, oare astăzi am reușit să trăiesc ce i-am promis lui Dumnezeu că voi face? Asta este legea asimilării spirituale consecvente. Și nu ai o cale de mijloc, pentru că dacă nu faci asta, intri sub legea atrofiei spirituale progresive, încetul cu încetul, te usuce. Fiecare dintre noi suntem ghidați de una din aceste două legi. Capitolul continuă însă și de aici merge un pic mai alergat ca să reușim să mergem la sfârșit și să vedem ce ducem noi acasă de aici. Așa nume, 21, el a mai zis, oare lumina este adusă ca să fie sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Cu alte cuvinte, de ce avem trilogiile astea? Și avem o imagine foarte interesantă din Matei 5, acea lumină care este pusă în sfeșnic. Voi sunteți țara Pământului, voi sunteți lumina lumii, dar lumina nu este aprinsă ca să fie pusă sub obroc, ci este pusă să fie pusă, să fie pusă în sfeșnic. Doar că lumina asta este Hristos aici. Hristos este Cel care este lumina lumii și El nu a venit să se ascundă de cei care vor să-L cunoască, ci a venit să se descopere. Și referirea asta e foarte interesantă. Nu este nimic care să rămână ascuns, nimic care să nu fie descoperit, nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Și aceasta este practic ideea, referirea la parusia, a doua venire a lui Hristos, care dacă ne uităm la, la, misiunea lui de a semăna, acel Hristos care seamănă aici în pildă, devine în escatologic, devine secerătorul care culege. Ăsta este Hristosul. Hristosul care seamănă, dacă vine mai târziu și vine să culeagă. Semnătorul de astăzi devine secerătorul din viitor, dacă semănătorul este Hristos. Și el a mai zis, versetul 24, luați seama la ce auziți, luați seama ce ascultați, cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura și vi se va da și mai mult, că celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are se va lua și ce are. Acum, ce se întâmplă aici? Luați seama la ce? La ce? La ce auziți? asta e măsura. Asta este măsura pe care o are în vedere Dumnezeu aici. Dacă această măsură este bogată și profundă și cuvântul proclamat este însușit cu ardoare, cu bucurie, în aceeași măsură bogată vei fi în viitor oferit revelația escatologică a împărăției care ți se va da și mai mult. Cum asculți acum, o să primești în viitor. Al doilea verset te duce cu un pas mai departe. Celui ce nare, celui ce n-are credință acum, îi și ce are. Pentru că Dumnezeu intră în lume prin cuvântul împărției proclamat de Isus. Problema răspunsului cuiva la Isus este de o seriozitate supremă. Din acest motiv spune Marcu și introduce pilda asta. Fiți atenți la ce și cum ascultați. El a mai zis, versetul 26, Cumpărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ și fiți atenți, fie că doarme noaptea, fie că stă trea ziua, sămânța încolțește. Odată pus în pământ, sămânța încolțește. Și crește fără să știe el cum. În mod miraculos crește. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi un spic, după aceea grâu de plin în spic și când este coaptă roada, pune îndată secera în ea. Observați secerătorul? Observați secerătorul? Nu semănăm cuvântul fără a ne aștepta la recoltă. Și când este coaptă roada, până în data cerea pentru că a venit secerișul. Și identitatea între semănător și secerător, cel ce strânge recolta, este subliniată încă o dată. Nu prin intervenția omului crește sămânța. Pământul produce roadă din cauza solului în care ajunge sămânța. Însă interesul suprem al semănării este recolta. De aceea trebuie să ne uităm la toată activitatea, nu doar la faptul că sămânța ajunge în pământ. Chiar dacă pilda este despre semânare. Dar pilda este susținută, țineți minte chiar spun acela, pilda este susținută cu afirmațiile care vin și o întăresc. Și anume, semânarea are ca scop recolta în viitor. El a mai zis, cu ce, va, cu ce se va asemăna împărăția lui Dumnezeu? Sau prin ce pildă vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre semânțele pământului. A, predicarea aia e deja trecută, nu i mai la modă. Mă ne cântăm, acum avem închinare, acum totul e dinamică. Sămânța e de muștare e cea mai mică dintre ele. Pare irelevantă și nenecesară. Și totuși, și totuși, după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate sarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Întreaga împărăție este asemănată nu cu sămânța, ci cu rezultatul seminței, și anume cel mai înalt dintre arbori. Da, s-ar putea ca împărăția asta pe care o vedem noi aici, în mod limitat, să pară nesemnificativă. Noi nu suntem o forță în Cluj, biserica, nu suntem o forță în România, biserica, nu suntem o forță nicăieri în lume. Cât un sămânță de muștar. Și totuși, și totuși, acea împărăție va depăși în slavă cele mai puternice împărății ale lui Pământului, pentru că aceasta este consecința acțiunii suverane ale Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, care pare mic, produce o împărăție mai mare decât orice împărăție. Ne apropiem de final. Și înainte să citim ultimele două versete, aș vrea să vă uitați un pic la versetul 14, pentru că se leagă. Da? Versetul 14. Semănătorul seamănă cuvântul. 33, Iisus le vestea cuvântul. Prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să le peceapă. Nu le vorbea fără pilde deloc. Dar când era singur la o parte, le murea ucenicilor să-i toate lucrurile. Și ăsta este vocabularul revelației lui Dumnezeu. Pentru că atunci când nu ești din intimitatea lui Hristos, atunci când nu ai relație cu Dumnezeu, pricepi anumite lucruri. Și ai nevoie de pilde să-ți fie explicate lucrurile. Însă când ești în intimitatea lui Hristos, Hristos îți lămurește toate lucrurile. Ăștia sunt ucenicii. Întrebarea, dacă azi, întrebarea pentru tine este dacă azi ești ucenic sau ești din mulțime. De ce le vorbește în pilde? S-ar putea ca dacă Iisus să fi vorbit direct cu subiect și predicat, să fi grăbit o decizie, o decizie care să nu fie cântărită și să fie întâmpinată cu un refuz. Nu te vorbește în pilde ca să înțeleagă și să aibă timp să iau decizie. Și asta este o expresie a Harului care este lăsat ca timp de reflexie asupra apelului să pătrundă sămânța în noi. Dar poate fi o expresie a judecății, adică asupra lipsei lor de pregătire pentru a primi cuvântul direct, cuvântul împărțirii Dumnezeu. Din acest motiv, nu le-a vorbit fără pildă. Hai să mergem spre aplicație. Până aici am alergat, până aici am stat și am studiat textul, până aici am stat și am încercat să înțelegem fiecare aspect. Însă aș vrea să plecăm de aici cu ceva pentru noi. În primul rând, succesul recoltei depinde de pământul în care a căzut sămânța. Nu sămânța determină calitatea recoltei, ci pământul. Întrebarea este: Cum ești tu astăzi? Întrebarea este: Ce pământ ai adus tu astăzi cu tine? În ce inimă? În ce minte? intră cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Doi, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu dă roade, trebuie să verificăm pământul pe care a ajuns această sămânță. Asta nu pot să verific eu. Dar tu te știi atât de bine. Te știi atât de bine că după ani de zile de predici și studii încă nu se vede nimic. Există o diferență fină între ce știu și ce trăiesc. Și există aproape un idol făcut din a ști scripturile, care te poate duce înspre a nu trăi scripturile. E o mare diferență. Este posibil să ai urechi și totuși să nu auzi. Cine are urechi de auzi să audă, al treilea lucru. Este posibil să auzi pilda și totuși să nu înțelegi. Să... se poate să vii la biserică, să auzi o predică și totuși să nu auzi nimic să-ți placă la biserică, să-ți placă de predicator, poate. Și totuși să nu se întâmple nimic aici. Undeva există o deconectare. Să fii în mulțime, dar nu în intimitatea lui Isus. Să vii la biserică, să auzi o predică și până la parcare să uiți ce ai auzit aici. Hai să revenim la imaginea de la început, să înțelegem de ce. Țineți minte imaginea de aperitiv? Eu cred că noi când venim la biserică, primim aici aperitivul care e un aperitiv foarte bun. Însă noi, prin a asculta o predică, doar începem să gustăm bunătatea care ne stă în fața noastră. Oricât de mult îți face predica, e doar un aperitiv, dragul meu. Trebuie să mergi și să ceri mineul principal. Eu vreau să-mi explici, Doamne, pune în mine, să dește în mine, continuă să dezvolți ce am auzit astăzi. Pentru că un ucenic cere lui sus, Doamne, explică vreau să înțeleg. Un ucenic autentic al lui Hristos vrea să priceapă, să vadă care e aplicația a ceea ce aude și să aplice ceea ce aude. Pentru că un ucenic este mai mult decât un membru al mulțimii care îl urmărește pe Isus. Un ucenic îl urmează pe Isus. Și în final, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Când primim cuvântul lui Dumnezeu, el vine în formă de sămânță, nu de plantă. Noi primim ceva mic, care are capacitatea să crească în ceva mare. Însă pentru ca sămânța să devină recoltă, ea trebuie să fie pusă într-un mediu care să ofere cadru potrivit pentru recoltă. Aici primim sămânța. Însă trebuie să primească și mediu favorabil. Și tu ești mediu favorabil sau mai puțin favorabil. Așadar, dacă roada nu se dezvoltă cum trebuie, analizăm solul. Cu ce întrebare plecăm acasă? Cum primim cuvântul lui Dumnezeu. Cum îl primim? Fiindcă venim constant. Cei mai mulți dintre voi veniți constant aici, nu sunteți vizitatori. Și care sunteți vizitatori, probabil că mergeți în alte biserici. Întrebarea este, cum primești cuvântul lui Dumnezeu? Cum primești sămânța asta care constant este semănată? Hai să vedem cum primim cuvântul lui Dumnezeu. Și hai să vedem care este modalitatea de a face ca mediul în care intră cuvântul lui Dumnezeu să fie locul potrivit. Deschideți cu mine în Iacov, de ce nu mai este PowerPoint. Deschideți cu mine în Iacov 1 cu 18 și spune așa cuvântul lui Dumnezeu. El de bunăvoia lui, semănătorul de bunăvoie seamănă, da? asta e imaginea, semănătorul Dumnezeu seamănă de bunăvoia lui, el de bunăvoia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, pentru că sămânța este vie. De ce? Ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui și pârgă înseamnă primul rod. Aceeași imagine agrară. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, spune Iacov Orice om să fie grabnic la ascultare, încep la, încet la vorbire, zăbavnic la mânie Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu Și continuă De aceea, le lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe, ce? Cuvântul sădit în voi Cuvântul e sădit Problema este cum îl primim Însă cuvântul sădit în voi care poate să vă mântuie sufletele. Scopul cuvântului sădit în noi este să avem mântuire. Și continuă Iacov, că nu se oprește aici. Zice, fiți împlinitori ai cuvântului, nu mai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Cine are urechi de auzit să asculte. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea stobozenei și va stărui în ea, nu ca un ascultător lui ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Cu alte cuvinte, pot să fac ceva mai mult după ce plec de aici, după ce am auzit cuvântul Dumnezeu. Să stărui, să aprofundez, să-mi adâncesc, să împlinesc. Câte nu stau în ceea ce eu trebuie să fac. Deci cuvântul de Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietător decât orice sabie, cu două tăișuri. Ajunge adânc în noi, deci poate să ajungă acolo unde e suficient nutrient. Cuvântul este viu, are putere, are capacitatea de a dezvolta roadă și totuși nu crește. De ce? Pentru că pământul nu e bun. Și Ieremia și Osea oferă, oferă soluția. Amândoi vorbesc despre același lucru. Israel, Ieremia 4. Israel, de te vei ce? Dacă te vei la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urăciunile dinaintea mea, nu vei mai rătăci. Dacă vei scoate urăciunile dinaintea mea, spune el. Dacă vei jura viu este Domnul cu adevăr, cu neprihănire și cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în el și se vor făli cu el. Căci așa vorbește Domnul către oamenii lui Iuda din Ierusalim. Desțeleniți-vă un ogor nou și nu se mânați între spini. Smulgeți buruienile din viața voastră. Scoateți spinii aia care sunt acolo. Și cei mai mulți dintre noi avem o grămadă de lucru. Am putea să plecăm de aici și să ne salutăm spor la privit. Așa ar trebui să plecăm de la biserică. Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați împrejur inimile oamenilor Iuda. Scoateți buruienile din viața voastră, scoateți spinii. Osea spune, semănați potrivit cu neîmprihănirea și veți secera potrivit cu durarea, Deseleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Sămânța trebuie să ajungă într-un mediu fără spini, fără stângi, fără tot ceea ce poate să o nece. Și tu poți să cureți acolo. Și vreau să închei cu o informație care apare în unele comentarii și anume în Palestina secolului I, în Israelul secolului I, deseori se semăna și apoi se ara. Pentru că vezi unde ajunge sămânța. Văd unde ajunge semânța și ah, au ajuns între spini. Mă duc să scot spini ca să sap și aici. Au ajuns între burieni, scot burienile, au ajuns între stânci, dau pe la o parte și sap și aici. Să folosim și pământul ăsta. Întrebarea pentru tine și cu asta vreau să închei. Când ai scos ultima dată burienile din viața ta? Și vreau să te invit să le scoți în viața asta. Când ai dat ultima oară la o parte bolovanii din inima ta? Când ai făcut loc pentru ca sămânța să poată să prindă rodă? Și când ai adâncit-o mai tare când ai văzut că noi a intrat decât la suprafață? Hai așa cum stăm să ne rugăm împreună. Și aș vrea să te gândești la momentele astea ca la o chemare. O chemare pe care Hristos ți-o face. cu cea mai mare dragoste, arătându-ți harul lui. Și anume, încă ai timp să cureți ogorul inimitale. și convins că ești așa de conștient de lucrurile care fac ca sămânța să nu crească. Și vreau să te invit să te rogi tu între tine și Hristos ca să ai puterea să smulgi din rădăcină fiecare burioană care omoară recoltă. Doamne Tată, îți mulțumim că încă o dimineață ai folosit-o ca să ne tragi un semnal de alarmă. Îți mulțumim, Doamne, că încă o dimineață ai folosit-o ca să fim aici și să auzim cuvântul. Te rugăm frumos să-l și înțelegem. Doamne, vrem să-ți cerem darul credinței. Să credem că în viața noastră este semnat cuvântul în mod constant. Și, Doamne, vrem să fim prinși în acea lege a dezvoltării constante în care să creștem și să vedem rod în viața noastră. Doamne, vrem să fim parte din pământul acela care aduce rod. Vrem să fim parte din cei care te urmează și aprofundează și înțeleg, dar aplică cuvântul. Doamne, am vrea să se, vedem, să se vadă în noi roada Duhului Sfânt, care este un semn clar al faptului că să e acolo unde trebuie te rugăm frumos, răspunde rugăciunii noastre. Și te rugăm frumos, ajută-ne să nu fim doar ascultători, ci să fim împlinitori ai cuvântului Tău. În numele Domnului Iisus, te rugăm frumos, răspunde rugăciunii noastre și continuă să ne vorbești până când ne reîntâlnim în locul acesta. Amin.